E ziua 50.000 pentru români, sărbătoarea Rusalilor, denumire pe care românii au preluat-o de la latinescul Rosalia, o sărbătoare celebră pentru romani. Obișnuiau undeva în luna mai să meargă în cimitire, să fie aproape de cei decedați și să le ducă flori de trandafiri. Noi în seara aceasta n-am venit la o zi a trandafirilor, n-am venit să celebrăm oameni care sunt în morminte și am venit să ne aducem aminte că lucrarea Duhului Sfânt este actuală și că Dumnezeu cercetează omenirea și în vremurile de acum prin Sfântul lui Duh. Binecuvântat să fie numele! Și am dorit ca în această seară, la întâlnirea de față, Duhul lui Dumnezeu să coboare în inima noastră. El să ne cerceteze gândurile și să folosească Evanghelia din această seară spre folosul duhovnicesc al sufletelor noastre. Amin. Am dorința în seara aceasta să citesc un cuvânt din Cartea Faptele Apostolilor, carte scrisă de doctorul Luca, citim de la capitolul 1, cuvinte potrivite cu evenimentul acesta la care ne aflăm în această zi, care ne aduce aminte de coborârea Duhului Sfânt în viețile credincioșilor. V-aș invita să vă ridicați din respect pentru Dumnezeu și pentru Sfântul Cuvânt și aș dori să dăm ascultare acestui pasaj biblic din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom citi începând cu versetul 3, până la versetul 8 inclusiv. După patima lui, Domnul Iisus Hristos li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Aș dori să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu și aș dori să avem un moment de rugăciune. Mă voi ruga lui Dumnezeu pentru mesajul din această seară, să fie un mesaj proaspăt, un mesaj inspirat, potrivit cu nevoile sufletelor noastre în seara aceasta. Amin. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru momentele acestea în care putem sta adunați în curtea casei tale aici, la Biserica Filadelfia din Moșnița Nouă. Doamne, în vremurile acestea tulburi și întunecate, în vremurile acestea controversate pentru întreaga omenire, îți mulțumim că avem cuvântul Tău cu noi și îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, prin care ne călăuzești, prin care ne vorbești, prin care ne luminezi. Lasă Duhul Tău să călăuzească slujba în continuare în seara aceasta. Folosește puterea cuvântului Tău pentru a atinge inimile noastre, pentru a transforma vieți în întâlnirea din seara aceasta. Îndepărtează, Doamne Dumnezeule, orice impediment. Dă la o parte, Doamne Dumnezeule, și pune pe fugă orice dus străin. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nume în care există autoritate deplină, să rămână între noi, în curțile casei tale, prezența Duhului Tău, Doamne. Și Duhul Tău să fie simțit în fiecare inimă în seara aceasta. Însuflețește-ți cuvântul care va fi proclamat și dă biruință Evangheliei tale.
în seara aceasta. Amin. Puteți acum să vă reașezați. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri nemai întâlnite, vremuri despre care n-a mai auzit niciunul dintre noi. Criza produsă de SARS-CoV-2, de noul coronavirus, a oprit lumea pentru o vreme dintr-o goană ce părea de neoprit și de nestopat. Această criză, stimați ascultători, a oprit molurile, a oprit stadioanele. Criza aceasta a oprit sălile de spectacol, a oprit zborurile aviatice, s-au oprit afaceri în vremea aceasta, economii. Dar criza aceasta a reușit cu ghilimele să oprească și biserica din normalitatea obișnuită a cursului ei. Probabil am ajuns vremea și m-am tot gândit la aspectul acesta în care Dumnezeu ne-a scos afară din biserici, fiindcă ne-am prea obișnuit generația noastră să fim doar niște consumatori de programe. Mulți dintre noi am înțepenit pe un scaun al bisericii 2-3 ceasuri stând confortabil acolo și ne-am mulțumit cu atât. N-am vrut nimic în plus, uitând de mandatul nostru, acela de a-L face cunoscut lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu, să știți, stimați ascultători, nu ne-a dat Duhul Sfânt pentru a ne mulțumi doar cu vorbirea în alte limbi, ci pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos oamenilor. De fapt, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, în versetul 8, doctorul Luca ne spune foarte clar, când se va pogorî Duhul Sfânt, voi veți primi o putere, spunea Domnul Iisus Hristos, și îmi veți fi martori. Să știți că puterea aceasta ne-a fost dată întâi de toate pentru a evangheliza lumea, pentru ca mesajul Evangheliei despre Domnul Iisus Hristos să ajungă la oameni. Nu pentru a ne închide între zidurile bisericii și a ne mulțumi cu o slujbă de câteva ceasuri, stând confortabil și spunând, wow, niște cântări extraordinare, un mesaj super. Și lumea să continue să trăiască în beznă, în întuneric spiritual și oamenii în fiecare zi să se ducă în prăpăt și în pierzare veșnică. De ani de zile căutăm semnul botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, însă prea puțin dintre creștini mai caută puterea Duhului Sfânt prin care să-L facem cunoscut lumii pe Iisus Hristos, Mântuitorul cel adevărat. Sper să nu vă surprind neplăcut prin ceea ce am să vă spun în seara aceasta, dar să știți că nu mi-am propus decât să vă spun adevărul conform cu Biblia. Vreau să rețineți, stimați ascultători, botezul cu Duhul Sfânt confirmat, evidențiat prin vorbirea în alte limbi, este ineficient și subliniez, este ineficient dacă nu este urmat de dovada că dumneata și cu mine suntem niște martori adevărați ai Domnului Iisus Hristos cu viața, cu faptele, cu acțiunile și cu vorba. Dacă tu ești botezat sau botezată cu Duhul Sfânt, dar în cei 4 ani de liceu, în anii de facultate, la master sau la locul de muncă, n-ai vorbit nici măcar odată cu colegii tăi sau cu colegele tale despre Hristos, dacă nici măcar într-o zi nu le-ai povestit cum El, Domnul Iisus Hristos, a intrat în inima ta, a schimbat casa ta, a schimbat viața ta dintr-un om vechi, dintr-un om al păcatului, dintr-un om care a umblat pe căile rătăcitoare ale acestei lumi, a ajuns să fie un om nou, un om regenerat și schimbat de Dumnezeu. În schimb,
Poate ai vorbit de atâtea lucruri cu colegii tăi. Ai împărtășit, poate zilnic, glume. Ai făcut haz de necas. Dar vestea despre Hristosul, care este Mântuitorul lumii, n-a ajuns la urechile celor din jurul tău. Dă-mi voie să spun și nu te supăra pe mine seara aceasta. S-ar putea doar să crezi și atât că ai fost botezat sau botezată cu Duhul Sfânt. Realitatea însă să confirme altceva. Cei din biserica primară care au fost botezați cu Duhul Sfânt, iar botezul lor a fost unul autentic, după ce au fost amenințați, după ce s-au confruntat și ei cu împotrivirile, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când li s-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele Domnului Iisus Hristos, ei au declarat următoarele: noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și despre ceea ce am auzit. Oameni care au fost dispuși să plătească un preț, oameni care l-au iubit cu toată inima lor pe Domnul Iisus Hristos, oameni pasionați de Hristos, oameni care l-au împărtășit pe Hristos lumii, oameni care au dus mesajul lui Dumnezeu lumii pierdute. M-am gândit că prea ușor în vremea noastră îi declarăm botezați cu Duhul Sfânt pe unii dintre oameni, prea ușor. Am avut un caz la noi în biserică, că la o seară de rugăciune, o tânără a fost declarată botezată cu Duhul Sfânt, iar ulterior, la câteva săptămâni mai târziu, a fost dovedită prin comportamentul ei nedemn ca fiind o femeie sau, dacă vreți, o tânără demonizată care avea nevoie să fie eliberată de puterea lui Hristos. Între timp, tânăra aceasta și-a părăsit soțul, și-a părăsit fiica și s-a dus în lumea largă precum fiul risipitor altădată. La distracțiile de o clipă efemere ale lumii. Atunci mi-am dat seama și Dumnezeu mi-a dat o lecție de ținut minte, că nu momentul, ci timpul dovedește autenticitatea botezului cu Duhul Sfânt în viața unei persoane. Noi putem declara foarte ușor o persoană botezată cu Duhul Sfânt, însă vremea, timpul va dovedi pe de-adevăratelea dacă acea persoană a fost autentic, umplută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un lucru este foarte cert. O persoană umplută de Duhul Sfânt, o persoană botezată cu Duhul Sfânt, este o persoană pasionată de Hristos, este o persoană care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, este o persoană care luptă pentru cauza Domnului Iisus Hristos, este o persoană căreia nu este rușine cu Domnul vieții, adică cu Mântuitorul cel adevărat, care este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în seara aceasta. Pavel spunea că noi nu mai trăim pentru noi înșine, ci noi ar trebui să ne trăim viața pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi, adică pentru Domnul Iisus Hristos. Cuvinte care sunt relatate în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, versetul 15. În altă parte, tot apostolul Pavel spunea că și noi, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Cuvinte relatate în epistola către Romani, capitolul 14, cu versetul 8. Așa că el, creștinul plin de Duhul Sfânt, care a avut parte de experiența botezului în Duh Sfânt, trăiește pentru Hristos. Îl onorează pe Domnul Iisus Hristos. Luptă pentru cauza lui Hristos. Indiferent de vremurile pe care le traversează, indiferent de împrejurările care se arată la orizont, creștinul adevărat știe una și bună: Hristos trebuie să fie onorat în orice vreme. Știți ce spunea Sfântul Pavel despre el? Spunea că pentru el a trăi este Hristos.
Zicea Pavel, prioritatea vieții mele de când m-am întors la Domnul este persoana Domnului Iisus Hristos. În lumina reflectoarelor, zicea Sfântul Apostol, vreau să se vadă El și eu să fiu în umbră, dar în lumina reflectoarelor să fie Hristos, nu persoana lui Pavel. Când vine vorba, stimați ascultători, de Duhul Sfânt, i-am auzit pe foarte mulți spunând, dintre oameni, cred în Dumnezeu. Dar la ce am nevoie de Duhul Sfânt? Oameni care spun, nu se pune problema, Domnule, de crezut în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu, dar la ce îmi trebuiește Duhul Sfânt? Am nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru a elimina orice confuzie în seara aceasta, mi-am propus să răspund la această întrebare oamenilor care declară, noi credem în Dumnezeu, dar la ce oare avem nevoie de Duhul Sfânt? Întrebarea aceasta este și titlul predicii din această seară, după această introducere puțin mai lungă. Cred în Dumnezeu, dar la ce am nevoie de Duhul Sfânt? Patru lucrări vreau să amintesc în această seară, dacă ne va permite vremea și Dumnezeu va îngădui, cu privire la Duhul Sfânt. Patru lucrări foarte importante pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să le facă, să le realizeze în viața fiecărui om. Prima dintre ele, dacă dumneata declari în această seară că ești unul care crezi în Dumnezeu, dar îți pui întrebarea, la ce îți trebuiește Duhul Sfânt, primul adevăr care vreau să ți-l spun în această seară și prima lucrare a Duhului Sfânt e că Duhul Sfânt dovedește. Și dumneata întrebi, stând pe scaun așezat, ce anume îmi dovedește Duhul Sfânt? Iată ce spun cuvintele Sfintelor Scripturii în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 8. Când va veni El, adică Duhul Sfânt, Mângăitorul, va dovedi. Prima lucrare ce o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El dovedește. Și auziți ce dovedește. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Prima lucrare ce o face Duhul Sfânt în viața unui om e că îl convinge că prin păcat omul se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și fiind vinovat înaintea lui Dumnezeu prin păcat, omul are o nevoie, o nevoie a sufletului, aceea de a se întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Prin pocăință înțelegem întoarcerea la Dumnezeu de pe căile păcatului. Pocăința întotdeauna trebuie să fie însoțită de o căință adâncă pentru viața trăită în păcat. Să știți că ea, pocăința, poate avea loc doar în urma auzirii cuvântului, cuvânt care naște credința în viața unui om, iar în urma acelei stări de credință în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu însuși, omul se poate întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Acest moment, ne relatează Sfânta Scriptură, are două rezultate, momentul acesta al pocăinței. Mai întâi recunoașterea păcatului, iar apoi convertirea care presupune întoarcerea omului la Dumnezeu, sau dacă vreți, întoarcerea omului cu fața către Dumnezeu. Va trebui să acceptăm faptul în această seară că ea, pocăința, este operațiunea Duhului Sfânt. El va dovedi omului că este păcătos și că are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Oricât aș încerca eu să vă conving în această după-amiază că prin păcat v-ați făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu, nu voi putea să realizez lucrul acesta, însă Duhul lui Dumnezeu are capacitatea, are puterea să te convingă că prin păcate ai făcut vinovat înaintea Creatorului și că soluția și nevoia ta e de întoarcere cu fața către Dumnezeu prin pocăință. Odată un tânăr a mers la un păstor la mărturisire. I-a povestit cele întâmplate, ceea ce a făcut. Iar după ce i-a relatat niște lucruri greu de exprimat în cuvinte,
I-a spus pastorului: pastore, să știi că mă simt teribil de rău. Nu mai pot să dorm, nu mă mai pot odihni, nu mai am chef să mănânc, am mustrări de conștiință în fiecare minut al vieții mele. Și a întrebat tânărul nostru: oare mai am vreo șansă? Mă mai poate reabilita Dumnezeu? Mă mai poate schimba? Pastorul acesta, un om foarte înțelept, s-a uitat la el și a zis: tinere, dă-mi voie să spun, tu ești pe drumul cel bun. Pocăința de aici începe, când nu te mai simți bine cu păcatele din viața ta. Când ai mustrări teribile de conștiință, când nu mai poți să dormi noaptea, când e plină farfuria cu mâncare și nu mai poți să mănânci din cauza păcatului din viața ta, ăsta e un semn bun, tinere, că de aici începe pocăința. Zicea acest păstor: dacă te-ai fi simțit confortabil cu păcatele din viața ta, dacă nu te-ar mai fi mustrat conștiința, dacă s-ar fi depus praful pe conștiința vieții tale și n-ai mai fi simțit nimic, atunci ar fi fost foarte rău pentru viața ta. Dar faptul că ai venit la mărturisire, faptul că ai venit cu povara inimii tale înaintea lui Dumnezeu, faptul că ți-ai mărturisit ceea ce simți, că nu te mai simți confortabil cu păcatele în care trăiești, e semn că Duhul Sfânt a lucrat la inima ta și că te cercetează ca să te întorci cu fața către Dumnezeu. Aceasta este prima lucrare a Duhului Sfânt. Dacă dumneata, dacă tu, stimate tinere sau tânără, spui: eu cred în Dumnezeu, dar la ce am nevoie de Duhul Sfânt, ține minte în seara aceasta, prima lucrare ce o face Duhul lui Dumnezeu, El dovedește că sunt un om păcătos care am nevoie de pocăință, să mă întorc pe de adevăratelea la Dumnezeu. A doua lucrare importantă ce o face Duhul Sfânt: dacă cineva întreabă în această seară la ce îmi trebuiește Duhul Sfânt, eu cred în Dumnezeu, dar de ce aș avea nevoie de Duhul Sfânt? Dă-mi voie să spun că în al doilea rând Duhul Sfânt, pe lângă faptul că dovedește, în al doilea rând Duhul Sfânt înnoiește. Duhul Sfânt înnoiește. Cea mai mare minune în viața unui om este minunea noirii produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care noi, creștinătatea, o cunoaștem sub denumirea de nașterea din nou, sau dacă vreți, nașterea din Duhul, sau cum mai e numită de unii, nașterea de sus. Această minune, să știți că este realizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care folosește ca instrument cuvântul lui Dumnezeu. Și minunea aceasta nu se referă la altceva decât la transformarea unui om vechi într-un om nou, la aducerea din moarte spirituală a unei persoane la viață spirituală. Nimeni nu poate aduce un om mort, nici fizic, la viață, decât numai Dumnezeu. Și spiritual e la fel, un om mort în păcatele lui, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl poate trezi la viață, folosind ca instrument puterea cuvântului lui Dumnezeu. Unii confundă nașterea din nou, această transformare a omului, cu convertirea. Alții o confundă cu botezul în apă. Am întâlnit creștini care o confundă chiar și cu botezul cu Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun tuturor în seara aceasta: botezul în apă, ne relatează Scriptura, este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și are loc în urma certificării că acea persoană este născută din nou, adică transformată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E adevărat, din păcate, unii doar au intrat în apă uscați și au ieșit afară uzi. Dar în viața lor n-a fost transformarea despre care predic în seara aceasta, pe care Duhul Sfânt trebuia să o producă,
folosind cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă oamenii au vrut să-i păcălească pe oameni. Dar ascultă-mă bine în seara aceasta, pe Dumnezeu nimeni nu poate să-L păcălească. De aceea, noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. De asemenea, dăm voie să spun ceva în seara aceasta. Această minune care este realizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să precede, și o să observați în această seară, umplerea cu Duhul Sfânt. Și nu trebuie confundată cu botezul cu Duhul Sfânt. Dăm voie să spun ceva în această seară. După ce mai întâi a avut loc nașterea din nou, Dumnezeu după aceea umple pe cineva cu Duhul Sfânt. Mai întâi este nașterea, apoi este umplerea. Trebuie să înțelegem că nu-i suficient că cineva s-a născut într-o religie sau că are o descendență deosebită, precum Nicodim, despre care citim în cartea, dacă vreți, a Evanghelistului Ioan, în capitolul 3. Omul acesta descindea din Avram. Descendența lui a fost una extraordinară, dar nu-i suficient să te tragi din nu știu cine. Dacă viața ta nu este schimbată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poți să fii un om bun, poți să fii un om moral. Și Nicodim probabil a fost suficient de moral, a fost un om bun în ochii oamenilor. Este însă nevoie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să fii născut din nou. Adică născut din Duhul lui Dumnezeu pentru a putea intra în împărăția Lui. Iar această lucrare, să știi că o face Duhul Sfânt, când tu răspunzi chemării, ce El ți-o face prin cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este cea de-a doua lucrare importantă pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu înnoiește, El dovedește, iar în al doilea rând El înnoiește. Și mergem acum la cea de-a treia lucrare importantă a Duhului Sfânt. Dacă ești creștin și spui, cred în Dumnezeu, dar la ce am nevoie de Duhul Sfânt? În al treilea rând, în seara aceasta, avem voie să spun, Duhul Sfânt, în al treilea rând, împuternicește. El nu doar dovedește că ești păcătos și că ai nevoie de întoarcere la Dumnezeu. El nu doar înnoiește, adică dintr-un om vechi să facă un om nou, dintr-unul care se afla în moarte spirituală, să-l aducă la adevărata viață trăită în și cu Dumnezeu. Duhul Sfânt mai face ceva. El și împuternicește. Va trebui să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea de Duh Sfânt, și vreau să fiu transparent cu dumneavoastră în această seară, nu este spre mântuire, ci Scripturile ne spun că botezul cu Duhul Sfânt este spre împuternicire. Mântuirea a realizat-o Domnul Iisus Hristos prin moartea sa. Și dați-mi voie să vă spun tuturor în această seară, nu există mai mulți mântuitori, există unul singur, Domnul Iisus Hristos. Și nu există mai multe căi spre mântuire decât una singură. El, Hristos, a spus, eu sunt calea. De asemenea, nu există decât un singur mijloc spre mântuire. Jertfa Domnului Iisus Hristos, harul adus de El, darul credinței ce l-am primit din partea Lui, binecuvântat să fie numele Lui în seara aceasta. Omul este mântuit, ne relatează Scriptura, din momentul primirii Domnului Iisus Hristos în inima Lui ca mântuitor și ca Domn. În urma convertirii, adică întoarcerii la Dumnezeu și a nașterii din nou, la momentul botezului cu Duhul Sfânt, persoana respectivă este deja mântuită. Ea nu devine mântuită atunci. Ea este mântuită prin acceptarea anterioară în viața ei a Domnului Iisus Hristos ca mântuitor și ca Domn.
Dumnezeu, să știți, stimați ascultători, nu-mi puternicește ceea ce nu mântuiește. Mai întâi El mântuiește, apoi împuternicește. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei ascultători, va trebui să înțelegem și faptul acesta, el afectează întreaga noastră ființă. Cel botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se află sub controlul total al Duhului Sfânt. Acest botez cu Duhul Sfânt putea să aibă loc, ne relatează Scripturile, doar în urma morții Domnului Iisus Hristos și doar după înălțarea Lui la cer, dacă citim Ioan capitolul 7 și în Ioan 16. Ce învățăm de aici, stimați ascultători? Că nu putem primi botezul cu Duhul Sfânt până nu trecem pe la Golgota, pe la crucea Domnului Iisus Hristos, unde trebuie să capitulezi, unde trebuie să te prosterni și să recunoști că ai nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos în viața ta. De asemenea, trebuie să cunoști puterea învierii lui Hristos la o viață nouă, ca să poți să beneficiezi de primirea botezului cu Duhul Sfânt. Aceasta presupune să fii o persoană născută din nou, care crezi în Domnul Iisus Hristos. Conform Ioan, capitolul 7, cu 38 și 39, aceasta presupune să ceri botezul cu Duhul Sfânt, conform Luca 11, cu 13, și să aștepți și să asculți de Dumnezeu, conform Fapte 1, cu 4 și Fapte 5, cu 32. Și totuși, de ce este așa important botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea aceasta de Duhul Sfânt? Ascultați-mă de ce. Mai întâi de toate, botezul cu Duhul Sfânt ridică părtășia credinciosului la nivelul, sau dacă vreți, la rangul de experiență personală cu Dumnezeu. Experiență supranaturală. Experiență pe care doar o persoană umplută de Duh Sfânt poate să o trăiască. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt îmi creează acces la darurile supranaturale, potrivit 1 Corinteni 12 și 1 Corinteni 14. De asemenea, prin botezul cu Duhul Sfânt suntem împuterniciți ca să putem să-L facem de cunoscut oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul Lumii. Și totodată, prin botezul cu Duhul Sfânt primim puterea de a ne duce sfințirea noastră până la capăt, zi de zi, ceas de ceas, minut de minut. Și cu aceasta trec la cea de-a patra lucrare importantă pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă tu crezi în Dumnezeu și încă te mai întrebi de ce ai nevoie de Duhul Sfânt, să nu uiți, Duhul Sfânt dovedește, în primul rând, cine ești și de ce ai nevoie în viața ta. În al doilea rând, Duhul Sfânt înnoiește. Din ceea ce ai fost, a făcut un alt fel de om. Un om nou, binecuvântat să fie Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt împuternicește. Ia gândiți-vă în vremurile pe care noi le trăim, câtă nevoie avem de puterea Duhului Sfânt ca să rezistăm, să rămânem în picioare, să nu ne speriem cu una, cu două de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci să fim convinși, cu noi este o putere mai mare, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar să știți că Duhul lui Dumnezeu mai face ceva, este cea de-a patra lucrare. El nu doar dovedește, nu doar înnoiește, nu doar împuternicește. Duhul Sfânt sfințește. Dacă El este sfânt, dorește ca și noi să fim oameni sfinți. Petru vorbește în prima lui epistolă, în capitolul 1 cu versetul 2, despre sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dacă veți citi cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, veți găsi și acolo scris despre lucrarea aceasta de sfințirea Duhului.
Din punct de vedere biblic, a fi un om sfânt înseamnă a fi pur, înseamnă a fi curat, înseamnă a fi dedicat lui Dumnezeu, înseamnă a fi un om asemănător în caracterul tău cu Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă din punct de vedere biblic să fii sau să fiu un om sfânt. Cuvântul sfânt are două semnificații în Sfânta Scriptură. Prima dintre ele e aceea de separare de tot ce este rău, de tot ce este profan, de tot ce este lumesc, pentru un scop sacru. Respectiv, cuvântul sfânt are și a doua semnificație, aceea de a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, de a fi consacrat, dedicat pentru Dumnezeu. Sfințirea înseamnă așadar, dacă ar fi să o definim în această seară, separarea de orice întrebuințare rea, lumească sau profană, și consacrarea deplină a ființei noastre doar și numai pentru Dumnezeu. Iar cel ce ne ajută ca să putem răzbate în lumea în care trăim și să ne ducem sfințirea până la capăt, să știți că este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sfințirea este foarte important. Foarte important. Ați putea o lua ca un ghid pentru viață. Mulți dintre oameni se întreabă care e voia lui Dumnezeu în multe dintre situațiile din viață. Știți ce spunea Sfântul Pavel? Voia lui Dumnezeu, oameni buni, este... sfințirea voastră. Se întreabă unii dintre tineri, cu cine să mă căsătoresc? Cu fata cu tare, cu băiatul celălalt? Uite, ăsta e mai avut, ăsta e mai înalt. Cealaltă persoană, zice, are mai multe studii și oamenii sunt în confuzie. Mă refer la generația tânără, nu mai știu care cu care să se căsătorească. Scriptura spune, căsătorește-te cu acea persoană care urmărește în viața ei sfințirea, că asta e voia lui Dumnezeu. Sunt oameni în ceață de multe ori care întreabă, zice, oare locul de muncă la care lucrez? Sau, zice, locul de muncă spre care vreau să mă întreb, este voia lui Dumnezeu? Dă-mi voie să te întreb în această seară. Locul de muncă la care dumneata muncești te ajută să te sfințești mai mult? Să te consacri mai mult și să fii mai dedicat lui Dumnezeu? Sau dimpotrivă? Dacă vrei să-ți alegi un loc de muncă în viață, crezi că spre ceea ce tu te orientezi te va ajuta să te apropii mai mult de Dumnezeu? Să fii o persoană aleasă, pusă deoparte pentru El? Sau te va împiedica la lucrul acesta? Sunt unii care zic, Domnule, oare o fi voia lui Dumnezeu să mergem în străinătate, să ne ducem amul la muncă în diaspora, zice, că mai știm noi ce vremuri or fi la noi în țară. Omule bun, eu nu spun să nu mergi, dar întreabă-te dacă te duci. Te va ajuta lucrul acesta să te sfințești mai mult? Să trăiești o viață mai aproape de Dumnezeu? Sau dimpotrivă, îți vei lăsa nevasta în țară cu pruncii? Și după o perioadă de timp vei avea o surpriză neplăcută, să afli că de fapt tu ești pe o cale și ei sunt pe o altă cale. Și între tine și ei o distanță enormă, dar și între tine și Dumnezeul adevărat. Distanță care altădată n-a fost. Orice decizie iei în viață, oricare ar fi decizia pe care o iei, întotdeauna să ții seama de voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu, cuvântul ne spune atât de răspicat, este sfințirea voastră, adică să ne separăm de tot ce este lumesc și rău și să trăim consacrați viața aceasta pentru Dumnezeu. Atât de importantă este sfințirea, că fără de ea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Evrei 12:14, nimeni nu va vedea pe Domnul.
Și eu cred că toți care ne-am pocăit și ne-am adunat în această după-amiază la timpul acesta de părtășie și de închinare, ne-am pocăit, ne-am întors la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a schimbat viața noastră și ne dorim într-o zi să-L vedem pe Domnul, să ne întâlnim cu El față în față. Altfel nu s-ar merita să stăm două ceasuri în curtea unei biserici. Nu s-ar merita să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm câteva imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, dacă noi pierdem din vedere ținta aceasta de a ne întâlni într-o bună zi cu Domnul Iisus Hristos, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este și un proces în viața noastră, la care trebuie să fim foarte atenți. Este foarte importantă. Am să închei cu un exemplu practic în direcția aceasta, mesajul din această seară. Watchman Nee, într-una din scrierile lui, relatează faptul că într-o zi era în tren, în compartiment cu el mai erau încă 3 bărbați. Stătea undeva la geam, avea o carte în mână din care citea. În timp ce el citea din cartea respectivă, unul dintre cei din compartiment, ca să rupă tăcerea, a zis celor de acolo: vă propun ceva, să jucăm niște cărți pe bani. Ce zice, sunteți de acord? 2 dintre ei au subscris imediat și au zis: suntem de acord să jucăm. Watchman Nee s-a făcut că nu aude propunerea aceasta și a continuat să citească mai departe, stând așezat în compartimentul de tren la geam, a continuat să citească din cartea lui. La care cel care a pus întrebarea aceasta a zis: domnule, nu vă supărați, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, nu vreți să participați și dumneavoastră cu noi la acest joc? Și în stilul lui specific, Watchman Nee a zis: ba da, cum să nu, aș vrea tare mult, dar nu pot, nu am mâini ca să pot participa la lucrarea aceasta. Iar cel care i-a pus această întrebare a zis: omule, dar cele cu care ții cartea, din care citești, ce sunt? La care Watchman Nee a zis: mâini, domnule, mâini. Domnule, zice, dumneata, îți bați joc de mine? Mă iei în derâdere? Zice: nu, departe de mine gândul să te jignesc. Însă dăm voie să spun, eu sunt creștin, m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt a schimbat viața mea și eu nu mai am mâini pentru așa ceva. În ziua când m-am întors la Dumnezeu, i-am dat și mâinile mele lui. Și zice, interesant, Dumnezeu nu mi-a tăiat mâinile să le ducă în cer, mi l-a lăsat mie, dar mi-a zis așa: din această zi a predării vieții tale în mâna mea, vreau să-ți folosești mâinile tale doar în ceea ce îmi place mie. Întrebarea mea în această seară pentru dumneavoastră din auditoriu este aceasta: oare mâinile noastre aparțin lui Dumnezeu? Oare aparțin ochii noștri lui Dumnezeu? Oare aparține gura noastră lui Dumnezeu, picioarele noastre? Oare a sfințit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întreaga noastră ființă? Este viața ta în seara aceasta pusă deoparte pentru Dumnezeu? Simți că inima ta e consacrată pentru El? Acestea sunt lucrările pe care le face Duhul Sfânt. Și dacă n-ai fost convins până seara aceasta că ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun răspicat acum la final: tu ai nevoie de Duhul Sfânt. Numai El îl poate dovedi pe om că este vinovat prin păcat înaintea lui Dumnezeu și că omul are nevoie să se întoarcă cu fața către Dumnezeu prin pocăință. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate folosi acest cuvânt sfânt ca să schimbe viața și inima unui om.
Și după ce omul acela este schimbat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îl împuternicește, îl echipează cu putere, ca să aibă îndrăzneală în lume de a-L face cunoscut oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, care poate să aducă mântuirea celor pierduți. Și acest Duh Sfânt ne ajută în fiecare zi să ne sfințim viața. Este aproape ora 7:10. Vreau să te întreb în seara aceasta, dumneata simți că ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Simți că fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te descurci atât de greu în viață? Nu vedeți cât de săraci, cât de plăpâni suntem? Fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Au ajuns rugăciunile noastre atât de seci. De multe ori nu mai avem chef să ne rugăm. Nu mai simțim să ne rugăm, vorba unei tinere care a zis într-o împrejurare: fratele meu, nu simt să mă mai rog. Aș vrea, zice, știu că rugăciunea este importantă, dar nu simt să mă mai rog. S-ar putea să fii unul dintre aceia care nu simți, nu mai simți să te apropii de Dumnezeu în rugăciune. O, mi-aș dori în seara aceasta Duhul Sfânt să mai sufle peste adunarea noastră și să lase putere peste noi. Doamne, mai suflă Tu Duh Sfânt peste noi și umple-ne de putere, că avem mare nevoie în vremea aceasta pe care o trăim. Vă invit să vă ridicați. Acolo unde sunteți, fiecare stați cu capul plecat, cu ochii închiși. E o seară în care Duhul lui Dumnezeu ne cercetează. E o seară în care Cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Poate ai fost unul care până în seara aceasta ai declarat că tu crezi în Dumnezeu și nu te-ai îndoit de credința ta în Dumnezeu, dar poate ai avut îndoieli cu privire la lucrarea Duhului Sfânt și poate l-ai desconsiderat pe Duhul Sfânt și ai zis: la ce îmi trebuiește Duhul Sfânt dacă eu cred în Dumnezeu? Nu mi-ajunge să cred în Dumnezeu Tatăl, nu-i suficient? Nu mi-ajunge că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele mele? Dar tu ai uitat de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Poate ai crezut până în seara aceasta, cum cred mulți, că Duhul Sfânt este doar o forță sau doar o putere. Dă-mi voie să-ți amintesc în aceste minute că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii. El are rațiune, El are sentimente și El are voință. Și Duhul lui Dumnezeu chiar în momentele acestea mijlocește pentru tine cu suspine negrăite. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim că Duhul Tău este în inimile multora în seara aceasta. Mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt a dovedit că suntem oameni care avem nevoie de Dumnezeu, care avem nevoie să ne întoarcem cu fața spre Tine, să venim cu pocăință înaintea Ta, fiindcă prin păcat ne-am făcut vinovați în fața Ta, Dumnezeule adevărat. Mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt ne-a convins de păcătoșenia noastră. Mulțumim de noirea produsă de Duhul Tău cel Sfânt. Și credem, Doamne, că și în seara aceasta Duhul Tău lucrează și noiește oameni. Binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim de asemenea de împuternicirea care am primit-o prin Sfântul Duh, ca să te facem de cunoscut lumii cu îndrăzneală, ca oamenii să știe că omenirea are un singur Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne, fii binevoitor și mai mântuiește oamenii aici în Moșnița Nouă. Eliberează-i de păcate, vindecă-i de boli.
Eliberează-i de diavolul, de puterea întunericului și lasă puterea Duhului Tău, Doamne, să transforme, să împuternicească, să sfințească. Mulțumim că ne-ai pus deoparte pentru Tine, ne-ai ales și vrei să trăim zi de zi o viață consacrată pentru Tine, în care să nu ne fie rușine că suntem creștini, că aparținem împărăției Tale, că ai așezat această împărăție în inimile noastre și avem bucuria deplină că avem un Dumnezeu care este viu și care este cu noi în orice vreme. Binecuvântat să fie numele Tău în seara aceasta. Te laud, Te cinstesc, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumesc pentru trimiterea Duhului Sfânt în lumea noastră, în viața bisericii, în viața credincioșilor Tăi. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai conștientizat că avem nevoie. Da, într-adevăr, mai proclam o dată, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Generația mea și generația dumneavoastră are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhule Sfinte, mai adu prospețime peste biserici, peste familiile credincioșilor și lucrează cu putere și cu trezire în vremea de pe urmă, ca să simțim, ca să credem și ca să vedem cu ochii noștri lucrările Tale cele minunate. Binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin.